Dirijoarea Lera Auerbach urcă în premieră pe scena Ateneului Român și va conduce în premieră Orchestra Filarmonicii George Enescu. Publicul bucureștean va putea vedea însă și în altă ipostază, cea de pianistă. Artist complex, Lera Auerbach s-a afirmat în lumea muzicii atât prin arta sa interpretativă, cât și în calitate de compozitoare. Operele și simfoniile sale sunt puse în scenă pe marile scene de pe Mapamond. Tomorrow the program is Mozart piano concerto in D minor in the first half and Tchaikovsky Fifth Symphony in the second half. I love Tchaikovsky's Fifth Symphony. It is a monumental musical canvas where he builds this narrative from first to second, third and fourth movement as a grand powerful storytelling. Lera Auerbach este și scriitoare și artist plastic. A publicat și volume de poezie și aforisme, iar picturile sale sunt expuse în galerii de artă sau fac parte din importante colecții particulare. Acum abia așteaptă să facă cunoștință cu publicul bucureștean. I enjoy being here. It's a beautiful city and we had a really wonderful couple of days of rehearsals with the orchestra. So I really enjoyed my time here. Concertele vor avea loc joi și vineri de la ora 19. Prețul unui bilet pornește de la 104 lei.